Salutare tuturor! Tocmai au ajuns porumbei achiziționați de pe renumitul site Pipa. O fică din locul 1 Olimpic Maraton de la Cordehaide. Aici avem și documentele, nici nu am desfăcut plicul încă. Haideți să vedem ce am primit. Asta este masculul. Fiu, deci tata este fiu din Hari, mama fiică Hari. Hoymans. Deci un mascul superb, foarte bine echilibrat. Chiar dacă este din doi semifrați, arată foarte bine la mână. Și chiar dacă este consanguin. El va trebui să schimbe puțin lucrurile în crescătorie, pentru că deja am ajuns la consanguinizare. Eu n-am mai introdus niciun porumbel de categoria fond de vreo 12 ani. Și deja ajunsesem la consanguinizare. Porumbeii toți erau în compartimentul de reproducție, toți în familie și nu puteam să mai fac cupturile. Și după ce am studiat mai atent liniile de porumbei care au făcut treabă la nivel mondial, pe categoria de fond, am hotărât să aduc acest dublu nepot Hari Hoymans. Cea de-a doua pasăre este de la Cordehaide, direct din categoria lui, și este fiică de Olimpiade. O femeluță tinerică, micuță, dar foarte bine echilibrată, cu o osatură fantastică. Deci furca parcă zici că este lipită. Pentru o femelă rar întâlnește așa ceva. Talie mică, spre mijlocie, o bijuterie de femelă. Fică din locul 1, maraton, categoria E-maraton olimpic, Cordehaide, 2019 Poznan. Haideți să vedem și documentele. Bineînțeles, catalogul de la Pipa. Cu unele dintre cele mai tari păsări care le au anumiți crescători de mare valoare din Olanda, Belgia, chiar. Și aici avem, bănuiesc că pedigriu și testul ADN ar trebui să fie. Da. Asta este de la masculul de Hoymans. Dublu nepot Hari. Așa și... Asta este poza. Avem documentele fiicei
porumbelului, care a fost locul 1 olimpic Olanda, Cordă Haide, tata de olimpiade. Mama este o fică din Don Michel, al Cordă Haide. Pentru cei care cunosc, știu despre ce este vorba, Don Michel fiind unul dintre renumiții porumbei al lui Cordă Haide. Și aici avem testul ADN care atestă faptul că este reprodusă din de olimpiade de 2014 pe care îl avem aici și mama de 2014-14-73-16 care o avem jos. Deci father sus, mother jos. Deci porumbei au venit însoțiți de certificat ADN. Să sperăm că vom reproduce așa cum ne așteptăm. Super porumbei!